Stimați colegi, vă rog să luați loc, să începem ședința ordinară a Consiliului Județean din luna octombrie, cu 35 prezenți din 37 de consilieri județeni. Așadar, putem începe ședința de astăzi, ținând cont de problemele de la ordinea de zi. La întâlnirea de astăzi au fost invitați să participe reprezentanții ai Clubului Sportiv Regional de Șah Nord-Est, reprezentanța ai Asociației Club Sportiv Saga Bacău, reprezentanța ai Sport Club Municipal Bacău, domnul prodecan Nițănelu, domnul profesor Nițănelu de la Universitatea George Bacovia Bacău și directorii și directorii executivi adjuncți de la serviciile din aparatul propriu și din subordinea Consiliului Județean. De asemenea, sunt prezenți reprezentanții mass media. Așadar, pentru ședința de astăzi, ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 30 septembrie 2019. 2. Proiect de hotărâre privind instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii din județul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile naționale de șah rapid, tir cu arcul și gimnastică artistică. 3. Proiect de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea George Bacovia Bacău pentru organizarea și desfășurarea proiectului Conferința Națională cu Participare Internațională Devianță și Criminalitate, Evoluție, Tendințe și Perspective, decret ediția 5-a de, anul 2019, desfășurată în cadrul manifestărilor științifice anuale ale Universității George Bacovia din Bacău, organizate în perioada 12-15 noiembrie. 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați din zona drumului județean DG252, sat Huruiești, comuna Huruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău în favoarea ASC Delgaz Grid S.A. 5. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 6 metri pătrați din zona drumului județean DG252, sat Huruiești, comuna Huruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri în favoarea ASC Delgaz Grid S.A. 6. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 24 metri pătrați din zona drumului județean DG252, din strada principală 42, sat Huruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului nostru și în administrarea serviciului public județean de drumuri Bacău, în favoarea ASC Delgaz Grid S.A. 7. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului suprafață de 58,20 metri pătrați din zona drumului județean DG117 din satul Cernu, comuna Poduri, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumuri în favoarea ASC Delgaz Grid S.A. Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 88,86 metri pătrați din zona drumului județean DG117 din satul Poduri, comuna Poduri, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului și în administrarea serviciului public județean de drumuri în favoarea ASC Delgaz Grid S.A. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție, construcție podeț dalat pe drumul județean 116 de la kilometru 23.463, comuna Oituz, județul Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul specialitate a Consiliului Județean Bacău. 11. Proiect de hotărâre privind, pentru punerea la dispoziție a Companiei Regionale de Apă Bacău a unor bunuri în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3-2019 al județului Bacău. 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Bacău pe anul 2019. 14. Proiect de hotărâre privind plata
cotizației județului Bacău în calitate de membru către Asociația Grupul de Acțiune Locală GAL Confluențe Moldave, Asociația GAL Cetatea Tama Sidava, Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui, Asociația GAL Ulmus Montana, Asociația GAL Colinele Tutovii și Asociația GAL Plaiurile Bistriței. 15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea imobilului monument istoric Moara de Apă Hazaparu, situat în localitatea Dărmănești, strada Morii, numărul 2, județul Bacău. 16. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele suplimentare de utilizare a drumului de interes local situate pe raza Comunei Zemeș. 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice aferente proiectului cofinanțare din fonduri externe nerambursabile, servicii comunitare pentru persoanele adulte cu dizabilități, prin program operațional regional 2014-2020. 18. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean Bacău, numărul 7 din 2018, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și acordului de parteneriat în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat Servicii comunitare pentru persoanele adulte cu dizabilități, apel de proiecte pe program operațional regional cu modificările și completările ulterioare. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii cu Spitalul Județean de Urgență Bacău și cu Serviciul de Telecomunicații Speciale a Convenției pentru emiterea avizului favorabil referitor la obiectivul de investiții RK, modernizare, dotare, bloc operatori, săli operații, construire scară exterioară și spații tehnice, Spitalul Județean de Urgență Bacău, amplasat în municipiul Bacău, strada Spiru Haret. 20. Raport privind vizita unei delegații a Consiliului Județean Bacău în Raionul Soroca din Republica Moldova. Vă supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Și punctul 21 cu diverse. Mai sunt anumite probleme pe care trebuie să le facem. Dacă sunteți de acord, punctul 21 cu diverse. Să știți despre ce fac. Să spuneți. Și codul administrativ mai este divers, numai dacă sunt intervine vreo urgență, trebuie adusă la cunoștință și spuneți care este urgența și o supunem. Dar am supus la ordine. Da, de acord. Dar este anunț. Care este problema? Care este urgența? Deci prin vot, prin care este urgența? Care este problema? Ca să putem supune la vot. O întrebare aveam legată pe serviciul de ambulanță județeană. Pe punctul diverse 21. Nu ar vrea să începi ședința Consiliului Județean cu întrebarea mea. Da. Deci, problema de care de deci care este problema? Care este punctul de la ordine de zi sau întrebarea care necesită introducerea pe ordinea de zi? Avem o hotărâre de Consiliul Județean din anul 2013, din exact prima parte de 2013, care efectiv nu a fost finalizată și aș fi vrut să intrăm un pic în problema acestei hotărâri de Consiliul Județean, să vedem în ce măsură putem să demarăm și să o aplicăm. Dacă doriți să intervenim acum și vă alături de tot. Haideți să puneți pe tapet, ne documentăm și venim. Da. Ședința următoare poate veni și cu soluții și cu propuneri sau cu o informare privind statul. Intervenire diverse sau acum? Eu zic că problema respectivă o putem pune la următoarea ședință în care să avem și un diferent. Da?
Tehnic, sigur că da. Dacă e vorba de hotărârea noastră, mai multe. Da, da. Corect. Noi am spus-o la vot. Ordinea de zi este în forma prezentată după, și am discutat asta, că după aprobarea, după noul cod administrativ, în care nu mai apar diversele. De altfel, și dumneavoastră, cu câteva ședințe mai devreme, ați spus, ar fi bine să scoatem diversele de la, din ordinea de zi. Aduce discuție ceea ce vreau la ședința precedentă. Fac uz de articolul 104 de regulamentul de organizare și funcționare Consiliului Județean, care se referă la întrebări, interpelări, petiții și informarea Consiliului Județean. Și spune articolul 4, la ce fiecare ședință, a Consiliului Județean, consilierii pot adresa întrebări. Președintelui, vicepreședințelor, secretarului județului și șefilor compartimentului din aparatul de specialitate. Eu v-ați făcut o întrebare, președinte. Vreau să vă spun la dar mă folosesc de acest articol, cum vă spuneam în urmă. Aveți știință despre faptul că la monumentul România Viitoare, Consiliul Județean, care a fost parte din asociere cu asociația. Am aprobat o ordine de zi. Haideți să ținem cont de ordinea de zi și la final discutăm. Da? După ce se epuizează ordinea de zi, rămânem și discutăm chestiunile. Interpelările și care iară. Regulamentul spune clar, la începutul ședințelor. Uitați-vă la articolul 104 de regulamentul de organizare și funcționare. Consiliul Județean. Asta este Biblia noastră. După asta funcționăm. Trebuie să o respectăm. Deci, mă adresez întrebarea. Aveți știință despre faptul că pe monumentul România Viitoare, care s-a realizat și prin contribuția Consiliului Județean, prin votul Consiliului Județean, din păcate n-am fost la acea ședință și cu decret, când am participat la un moment istoric. Consiliul Județean este trecut. Se scrie acolo proiectul în moment realizat în asocierea din Veste. Asociația Unlimited Connection și primăria municipiului Bacău. Nu este de fost și despre aceea ce este neferesc. Nu în aspectul de tot istoric. Mai mult decât contribuția noastră a fost chiar consistentă în comparație cu cea a primăriei. Primăria a contribuit cu atentarea în folosință pe perioada realizării construcției a acestui monument, după care terenul a revenit primăriei pe urmă cu construcția. De aceea, cred că de urgențele imediat această situație, pentru că, în definitiv, peste 10 sute de ani, să se știe că Consiliul Județean a participat, a contribuit la realizarea acestui moment, care vorbește despre jertfa tuturor locuitorilor județului, nu numai în municipiul Bacău. Da, să revenim la ședința noastră de astăzi și la ordinea de zi. Și, sigur, dacă s-a strecurat această eroare, va fi îndreptată cu siguranță. Da. Doamna secretar Zară, vă rog. Potrivit prevederilor articolului 182 alineatul 4, coroborat cu articolul 138 alineatul 15 din ordonanța de urgență a Guvernului privind codul administrativ, la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Având în vedere prevederile menționate, supune spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 30 septembrie 2019. Dacă sunt observații la procesul verbal,
Dacă nu vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la instituirea și acordarea premiilor pentru sportivii și antrenorii din județul Bacău, care au obținut performanțe deosebite la competițiile naționale de șah rapid, tir cu arcul și gimnastica artistică. Așa cum știm, stimați colegi, prin hotărârea Consiliului Județean din 2002, modificată în 2011, Consiliul Județean acordă premii pentru performanțe deosebite în domeniile educațional, cultural, sportiv, economic și social, pentru performanțe deosebite la nivel național, cât și internațional. La nivel național e vorba de locul 1 și locul 2. De asemenea, pentru munca, pentru pregătirea, pentru dăruirea, pentru pasiunea sportivilor noștri din județul nostru, Consiliul Județean apreciază această muncă, aceste rezultate, care trebuie apreciate și încurajate mereu, pentru ca ele să devină fundamentul viitoarelor performanțe ale tinerilor noștri, cu care ne mândrim noi toți. De pentru care proiectul de hotărâre propune acordarea unor premii în bani, în echivalentul sumelor stabilite prin hotărârea Consiliului Județean din 2011, corespunzător nivelului de performanță obținut. Astfel, astăzi, sportivii și antrenorii nominalizați de Clubul Sportiv Regional de Șah Nord-Est Bacău, de Clubul Sportiv Saga Bacău și de Sport Club Municipal Bacău urmează să fie premiați și, cu permisiunea dumneavoastră, după ce aprobăm acordarea acestor premii, o să-i invit în față. Acum o să dau citire celor ce urmează să fie premiați la Clubul Sportiv Regional de Șah Nord-Est. Rafael Ienășoaie, Gabriel Ienășoaie, Ștefan Fabian, sportiv la șah, locul 2 la nivel național. Aceasta este performanța obținută. Asociația Club Sportiv Saga Bacău, Gianina Iustina Ivu, locul 2 la nivel național, tir cu arcul, Cristina Tuduriu, sportiv tir cu arcul, locul 1 la nivel național, Călin Vizante, campionatul național indoor Deva, locul 2 la nivel național, Teodora Tuduriu, locul 1 la nivel național, Cupa României, Mihai Vlad Marius, pentru performanța cea mai valoroasă, este vorba de antrenorul acestor sportivi. Felicitări, locul 1 la nivel național. Sport Club Municipal Bacău. Începem cu locul 1. Alexia Blănaru, gimnastică artistică, locul 1 național, junior 3, Arad 2019. Maria Bârgăoanu, locul 1 la național, junior 3, Arad 2019. Adina Păvălucă, gimnastică artistică, locul 1 la nivel național, junior 3. Diana Păun, gimnastică artistică, locul 1 la nivel național. Eliza Boboc, locul 1 la nivel național, gimnastică artistică, Arad 2019. Antrenorul sau antrenorii lor, e vorba de Corneliu Agop și Vasilica Agop, locul 1 la nivel național. De asemenea, pentru performanța cea mai valoroasă realizată de sportivi în competițiile naționale și antrenorii Mirela Păun și Răzvan Dumitru sunt prezenți, locul 1 la nivel național, 2019. Să-i aplaudăm și acum, după ce vom
aproba acordarea proiectul de hotărâre privind acordarea acestor premii, o să invit în față în ordinea pe care o să-i stric. Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare acordarea acestor premii. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abțineri, nu sunt. În unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre, iar eu am să dau încă o dată citire. De data aceasta, de pe diplomele pe care fiecare va pleca cu premiu, diplomă și de la caserie va ridica suma respectivă. Deci premiul pentru performanțe deosebite în domeniul sportiv se acordă sportivului șahist Fabian Ștefan, component al grupului sportiv regional de șah nord-est, pentru câștigarea locului 2 la campionatul național de șah rapid. Sub 14 ani, Iași 2019. Acum. Ștefan, felicitări și la cât mai multe premii și să-ți realizezi gustul. La fel ca toți ceilalți. Gabriel Ieleșaie, stai aici. Gabriel. Locul 2, Iași 2019, sub 14 ani. Câți ani? 13. Da? Felicitări. Poftim. Să-l aplaudim. Rafael Ienășoaie. Locul 2. Sunteți frați? Da? Gemeni, da? Felicitări! Bravo! Felicitări! Uite aici, în fața. Treci lângă frățiorul tău. Eliza Boboc, locul 1. La gimnastică, campionatul național. Nu e momentul mai așa. Nu-i nimic, o să luați dumneavoastră. Diana Păun, câștigarea locului 1, sportul club municipal Bacău. Junior 3, Arad 2019. Viitoarea ta. Mică, dar cu ambiții mari. Felicitări. Bravo. Diana. Ia, stai aici. Adina Păvăruc, locul 1. Arad 2019, junior 3. Aia din Uța. Felicitări! Maria Bărgoanu, locul 1, Arad 2019, junior 3. Alexia Blănanu, locul 1, junior 3. Maria. Teodora Tăduriu, locul 1, București 2019. Cristina Tuduriu, locul 1, 2019. Aici, să ne auzim. Cristina Tuduriu, da? Da. În orul asociației. Justina Gianina Ivu, locul 2, la HATSEG 2019, candidatul național. Felicitări. Locul 2, Călin Vizante. Plus sportiv Sala, Deva. Locul 2 la nivel național. Și Mirela Păun. Felicitări. Poftim. Călin. Mirela Păun. Da. Vasilica Agop. Răzvan Dumitru, antrenor gimnastică. Ați venit dumneavoastră. Corneliu Agop, o să-l luați dumneavoastră și pentru colegii, da? În numele antrenorilor,
de la sportul municipal. Deci 4 diplome, 4 premii. Și Marius Mihai Vlad, antrenorul de la Asociația Plus Sportiv Saga Bacău. Domnul Agot. Felicitări și mult succes în continuare. Domnul Vlad. Felicitări. Felicitări. Vă rog să luați diploma și primul de an. Stimați colegi, încă o dată să-i aplaudăm pe toți acești premianți și exemple pentru ceilalți copii și pentru ceilalți tineri din județul nostru. Ne mândrim cu voi, felicitări și mult succes în activitatea voastră. Și să dea Dumnezeu sănătate părinților să vă poată susține și antrenorilor. Încă o dată să... colega mea la caserie să vă ridicați premii. Felicitări! Astăzi n-a fost nevoie să folosiți instrumentele din dotare. Ați ridicat doar premiile. Sănătate! Bine că nu vreau la tine. Erau copii aici, în sala antrenorii și am zis că să le acordăm premiile și să continuăm după aceea cu celelalte puncte la ordinea de zi. Referitor la întrebarea colegului nostru, din respect pentru, v-am zis, pentru colegi, stimate colegi, ai lipsit, e adevărat, dar noi am aprobat atunci finanțarea promovării evenimentului, nu am contribuit și nu ar fi corect față de societățile sau societatea și asociația și cei care au contribuit efectiv la finanțarea acestui proiect. Noi am finanțat doar promovarea acestui eveniment, iar ar fi fost păcat să nu promovăm pe măsura realizării acestui monument pe care toți băcăoane și cred că întreaga Moldovă și țară se mândrește și este o apreciere și recunoștință față de eroii neamului nostru și de cei care au făptuit România. Unirea mare, Marea Unire. Următorul punct al ordinii de zi se referă la asocierea județului Bacău cu Universitatea George Bacovia. Este o tradiție de acum. La ce ediție am ajuns, domnul? La ediția 5-a. Conferința națională cu participare internațională, decret, e vorba de devianță și criminalitate, evoluție, tendințe și perspective. Conferință care se desfășoară în cadrul manifestărilor științifice anuale, organizate în perioada 12-15 noiembrie 2015. Noi, Consiliul Județean, am susținut de fiecare dată activitatea de cercetare. Avem un partener sau o asociere atât cu Universitatea George Bacovia, cât și cu Universitatea Vasile Alexandrei și sprijinim finanțarea și a activităților celor două universități și a activităților de cercetare și a întregii manifestări cu această ocazie. Acest proiect care se desfășoară, e vorba de organizarea de workshop-uri, dezbateri în cadrul unor mese rotunde împărțite pe trei secțiuni. Unu, prima secțiune se referă la prevenirea și combaterea devianței și a criminalității, abordări integrate în evoluția, tendințele, impactul și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității.
A doua secțiune, cererea și oferta de droguri, strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog. 3. Antifraudă și corupție, metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție. Pentru desfășurarea acestui proiect s-a fundamentat un buget de 31.150 de lei, din care se solicită din bugetul județului suma de 25.000 de lei pentru cheltuieli reprezentând remunerații cuvenite celor care vor fi speaker, profesori universitari, academicieni, cheltuieli de cazare, transport pentru participanți. Diferența de 6.150 va fi suportată de către Universitatea George Bacovia și reprezintă cheltuielile privind catering-ul și realizările materialelor plus protocol. Având în vedere cele prezentate, vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind asocierea județului Bacău cu Universitatea George Bacovia pentru organizarea și desfășurarea acestei conferințe naționale cu participare internațională în cadrul manifestărilor științifice anuale ale Universității, organizate în perioada 12-15 noiembrie, dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre aprobare, cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Mulțumim, domnule prodecan, domnule profesor, mult succes! Vă mulțumesc foarte mult și sunteți invitați, vă așteptăm cu cea mai mare plăcere la manifestările științifice și la conferința de pe. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul vicepreședinte Silviu Prav, vă rog următorul punct, următoarele puncte la ordinea de zi, următoarele două, trei puncte, cred că. Seara bună, bună ziua! Vă spun atenției referată de aprobare la proiectul de hotărâre privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați din zona drumului județean DJ-252 din satul Hruiești, comuna Hruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău în favoarea SC Delgaz Gride-SA. SC Delgaz Gride-SA a solicitat prin adresa înregistrată la Serviciul Public Județean de Drumuri, constituirea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 3 metri pătrați. Solicitarea are drept scop realizarea branșamentului de gaze naturale, presiuni reduse, pentru imobilul deținut de Tofan Dănuț din satul Hruiești, strada principală, numărul 158, comuna Hruiești, județul Bacău. Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău apreciază ca fiind oportună constituirea drepturilor referite anterior, așa cum se precizează și prin raportul cu numărul 3440 din 14-10-2019, transmis Consiliul Județean Bacău. Față de cele mai sus precizate, domnule președinte, vă rog să puneți la vot. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă sunt intervenții, dar eu cred că nu avem ce să... Vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct, domnule vicepreședinte. Vă spun atenție, proiectul de hotărâre privind construirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 6 metri pătrați din zona drumului județean 252 din satul Hruiești, comuna Hruiești, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău și în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău în favoarea SC Delgaz Gride-SA. Solicitarea are drept scop realizarea branșamentului de gaze naturale presiune reduse pentru imobilul deținut de Cojocaru Ionel în satul Hruiești, strada principală numărul 193 din comuna Hruiești, Bacău. Pentru care... Vă supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. O abținere, doamna... Cere scuze. Nicio problemă, rectificăm. Deci avem un vot împotrivă la și la punctul 4 și la 5. Da. Și continuăm cu procedurile de urmă, domnul vicepreședinte. La punctul 6,
Este vorba de suprafața unui teren de 24 de metri pătrați din aceeași zonă, în județean 252 din Comuna Muroiești. Această suprafață, asupra care se solicită construirea dreptului de reflecție mai sunt, reprezintă primul necesar pentru realizarea lucrurilor de racordare la branșamentul de sistem național de transport și distribuție de gaze natural din Comuna Muroiești, al cărui beneficiar este domnul Zaharia Florinel Ionel. Vă rog, mulți colegi, vă supun la vot. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? O, doamne, doamne. Un vot împotrivă. Rămâne pe deci 117. Domnul vicepreședinte, vă rog. La punctul 7, proiect de hotărâre privind construirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafață de 58,20 metri pătrați din zona drumului județean 117 din satul Cernu, Comuna Podur, județul Bacău, aflat în domeniul public al județului Bacău, în administrarea serviciului public județean de drumul Bacău, în favoarea SECE de gaz de sat. Solicitarea are drept scop realizarea unor lucrări de reabilitare a rețelei electrice de joasă tensiune racordată la postul de transformare PDA 3 din Cernu, prin îndreptarea stâlpilor înclinați, înlocuirea stâlpilor fisurați sau necorespunzători, introducerea de stâlpi suplimentare, înlocuirea conductelor neizolate existente cu conductoare izolate, torsă date și branșamente existente se vor adapta la rețeaua nouă montată. Astfel, în acest mod, se asigură creșterea dezvoltării socioeconomice a comunității amplasate pe raza Comunei Poduri. Mulțumesc! Dacă nu vă supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc! Acțiune de Părtul Părtului. Unul poate că, da? Ivanov, tot de deci 87 Vă supun la atenție referatul de aprobare privind proiectul de hotărâre privind construirea unui drept de uz și drept de servitute asupra terenului în suprafață de 88,86 metri pătrați din aceeași zonă, drumul județean 117, din satul Podul, Comuna Podul, în județul Bacău. Solicitarea are drept scop realizarea unor lucrări de reabilitare a rețelei electrice de joasă tensiune acordată la postul de transformare PTA 3 din Comuna Podul. În acest mod se asigură creșterea dezvoltării socioeconomice a comunității amplasate pe raza Comunei Poduri. Da, mulțumesc. Vă supun la vot cine este pentru. Împotrivă, abținere. O abținere. Împotrivă. O abținere, scuzați-mă, împotrivă. Domnul vicepreședinte, mergem acum pe DJ 116, da? Vă supun la punctul 9, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, construire podei scalat pe drumul județean 116 la kilometrul 23 plus 463 din Comuna Uituș, județul Bacău. Prin acest proiect se are în vedere construirea unui podeț de alat pe drumul județean, DJ 116, pe raza localității Uituș, din județul Bacău. Acest sector de drum, după cum bine știți, se află în domeniul public al județului Bacău, în administrarea serviciului public județean de Bacău. Iar pentru realizarea acestor investiții, serviciul public județean de drum Bacău propune aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiului de fezabilitate, proiectul cu numărul 342 din 2019, în 2010, interproiect SRL, următorul indicator tehnico-economic. Construirea podeții de alat pe DJ 116, kilometru 23 plus 463, Comuna Mătuz, județul Bacău, având în valoare de deviz general lei cu TVA de 291.944.029 lei. În vederea asigurării funcționării în condiții de siguranță rutieră, este imperios necesar să se efectua lucrări de construire a unui podeț de alat pe drumul județean 116 din localitatea Uituș, județul Bacău, lucrări care să asigure scurgerea corespunzătoare a apelor de pe versanță. Mulțumesc, domnule președinte.
Înainte de a vă supune la vot, doamna director, în urma aprobării indicatorului... Anul acesta mai facem ceva sau urmează procedurile pentru... Deci după aprobarea urmează procedurile de licitație pentru proiectul tehnic. Ea deja a fost achiziționată. În momentul în care s-a achiziționat și galerul, numai care exista o clauză suspensivă în contract, în momentul în care s-a făcut indicatorul de bun de bun și cum se trebuie să dăm la tarifă. Deci, am înțeles. La celălalt 117, deci 116, are legătură cu drumul județean care este obiectivul de investiții prin Programul Național de Dezvoltare, nu? Nu. La podul. La podul. 117. 117. Acolo... N-am înțeles. Soluțiile din lumea. Soluțiile sunt tot toate, pentru că acolo aveam podul. Aici este vorba de podul. Da, am înțeles asta. Vorbim de 10, 117, care avem și acolo două situații în care am legat de mutarea stâlpilor. Noi soluția... Am rezolvat proiectul acum câteva zile. S-a rezolvat. Am înțeles. Deci, legat de drumul județean, de Programul Național de Dezvoltare Locală, toate sunt semnate contractele de proiectare cu execuții. Din cele 7, astăzi avem 4 în care s-a dat ordinul de începere. Unul cel mai avansat e cel de la Horgeș, care are 3 luni și ceva de când s-a dat ordinul de începere la execuție. E în proporție de aproape 80% realizat. Cel de la Valea Uzului este în execuție, de la Dărmănești, Valea Uzului, se lucrează. Cel de la Godovana, drumul județean de Godovana, Filipeni, Mărăști, Pădureni, care face legătura cu Onceștiu, 15,5 acolo kilometri, constructorul este acolo, se lucrează, vremea este bună. Și cel de-al patrulea este dat ordinul de începere acum o săptămână, s-a început și acolo activitatea, este vorba de Motoșeni, săptămâna asta cred că încep activitatea constructorul, de la Motoșeni spre Stănișești, 15 km și ceva și acolo, deci sunt cele 4 care, iată, a ajuns la faza de execuție, putem să vedem în teren cum se lucrează, iar celelalte 3, doamna director tocmai mai înainte a anunțat de DG 117, a predat proiectul, urmează avizele, urmează autorizația de construcție și să sperăm că ajungem cât mai repede și la ordinul de începere și au mai rămas DG-ul de la Tătărești spre Corbasca, care este în faza de proiectare, acum este în termenul respectiv, și drumul județean 119, acolo sunt 2 km și ceva la Răcăciun, la Ciucani, care tot în... Acolo e o problemă cu legat de cartea funciară. Da, sper să rezolve și acolo. Cam asta este situația pe drumul județene cu finanțare de la Guvernul României. Deci până acum nu am avut absolut nicio problemă legată de decontarea sumelor de către Ministerul Dezvoltării Regionale. Au fost decontate toate facturile la zi. Mulțumesc. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Să supun la vot. Da. Să supun la vot acesta de 116. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Următorul punct al ordinii de zi se referă la organigrama și statul de funcții. O rog pe doamna director Sava să facă o sinteză. Vă rog. Funcție funcției Consiliul General de Secretar al Consiliului Patron, s-a aplicat funcțiilor și de execuție de consilier, achiziții de care au fost de
care coordonată din trecerea funcției de asistat publică și a Comitetului Președintelui Consiliului Județean Bacău în afara aparatului specializat al Consiliului Județean, precum și o serie de reacte în pentru mașini transformarea comunitatea profesională, pentru personalul contractual care nu a fost arhitei înseamnă de promovarea forțului de calața Miș, transformarea unor funcții contractuale în funcții publice, reorganizarea unor compartimente de cadrul aparatului specializat, redistribuirea unor funcții publice, prezentarea mandatului altor compartimente, cu acoperi comunitatea. Toate aceste lucruri s-au făcut în cadrarea numărul maxim de personal aprobat, mulțumesc și eu. Dacă sunt intervenții. Da, vă rog. Cred că aceste lucruri în calitate ar fi trebuit însăcite dacă nu trece dacă de modificare de domeniul de organizare funcționale a aparatului de specialitate. Da, da, așa este. Așa este. Numai că conform... Dacă și nu mai avem vedere... Doamna secretar, dați un răspuns. Sau doamna director. După ce s-a apropiat, eu așa știu, după ce s-a apropiat și așa e regulamentul. Suntem în termen, nu? După aprobarea organigramei, urmează următoarea ședință, venim cu regulamentul, nu? Da? Aveți să vedeți și modificarea regulamentului de organizare și funcționarea Consiliului Județean. Da, 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 da. Sigur, așa este. Procedurul. Deci așa, după nou cod administrativ, am avut termenul necesar pentru organigramă, stadii funcții, este în lucru regulamentul, atât de organizare și funcționare al Consiliului Județean, cât și al aparatului propriu. Deci urmează, în următoarea întâlnire a noastră, ordinară, în ședința ordinară, să venim și cu aceste materiale. Sigur. Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Mulțumesc. Următorul punct al ordinii de zi se referă la punerea la dispoziția CRAB-ului, a Companiei Regionale de Apă Bacău, unor bunuri în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Este vorba de realizarea investiției, extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată județul Bacău, asistență tehnică pentru managementul proiectului, proiectare și supervizarea lucrărilor aferente contractului de finanțare din 2014, precum și darea lor în administrarea și exploatarea Companiei Regionale de Apă. Aceasta este solicitarea. Din solicitare reiesă că toate aceste bunuri, conform anexei, care o aveți în material, la programul extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată proiect, urmează ca ele să fie predate pe bază de proces verbal către Compania Regională de Apă, către CRAB. Având în vedere că bunurile ce au intrat în domeniul public al județului privind, potrivit hotărârii Consiliului Județean din 203 din 2019, sunt necesare desfășurarea activității operatorului regional SECE CRAB-ESA pentru gestionarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare în conformitate cu prevederile legale și prevederile contractului de delegare. Deci este necesară astăzi adoptarea unei hotărâri prin care bunurile să fie puse la dispoziția CRAB-ului, precum și mandatarea ADIB-ului să încheie un act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare de apă, cu apă și de canalizare. Vă supun spre aprobare acest proiect de hotărâre pentru punerea la dispoziția CRAB-ului a unor bunuri în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, numărul 556 din 29.11.2010. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Nu sunt. Contul de execuție bugetară pe trimestrul 3 va fi prezentat de doamna director Ardeleanu. Vă rog, doamna director. Potrivit cu
Dacă sunt intervenții, dacă nu, vă supun spre aprobare execuția bugetului pe trimestrul 3. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, nu sunt. Doamna director adjunct Ardeleanu, rămâneți la microfon pentru a prezenta și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Vă rog. Se propone
însoțite de justificări și de variere, prin execuția până la finele anului bugetar, o comunicare de tărâță de articolul 23, urmată de sezentă 12-2019, privind verificarea bugetului de stat anul 2019, care prevede posibilitatea prezentului de verificare bugetare de la un capitol, 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 și în cadrul același capitol bugetar pentru muzeul Ion Antarman Tărescu, conform detaliilor anexate. Detaliile clientelor asupra venitelor și cheltuielilor juridice care obțin de finanțare sunt prezentate în anexele la prezentul proiectului hotărâri. Față de cele prezentate, considerăm că proiectul de hotărâre poate fi supus ca aprobare. Da, mulțumesc, doamna director. Ați văzut, această rectificare vine să reașeze un pic bugetul în funcție de ce spuneam și mai înainte, în funcție de modul cum au mers fiecare obiectiv de investiții în fiecare etapă care au fost mai în față, au trebuit să reașeze în funcție de atât pe infrastructura de sănătate, aeroportoară, infrastructura rutieră, investițiile de pe drumurile județene. Investițiile făcute din bugetul propriu al Consiliului Județean în baza deciziei Comisiei Europene de anul trecut din mai, iată că au început demersurile făcute, au intrat și bani în bugetul Consiliului Județean și ați auzit-o pe doamna director. În urma acestei decizii, în bugetul județului au intrat, doamna director, câți până acum anul ăsta? 49 de milioane, 900 ați auzit. De aici ne putem permite ca anul acesta, ținând cont de toate celelalte obiective de investiții, că acest excedent care apare este împărțit pe fiecare obiectiv de investiții, fiecare este în derulare astăzi, într-o formă mai avansată, mai mult sau mai puțin avansată. Ne putem permite să plătim creditele către CEC, ceea ce a împrumutat Consiliul Județean cu ani în urmă și a completat finanțarea pentru acest obiectiv atât de important, e vorba de modernizarea aeroportului. Astăzi putem plăti înapoi creditele și celelalte au fost împărțite în funcție, ați văzut, la Spitalul Județean, la direcție, sume mai mult, mai mari sau mai mici. Dacă sunt intervenții pe seama acestui, dacă nu, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Următorul punct al ordinii se referă la plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către asociațiile GAL Confluențe Moldave, GAL Cetatea Tamasidava, GAL Valea Muntelui, GAL Ulmus Montana, GAL Colinile Tutovei, GAL Plaiurile Bistriței. Există un program de finanțare LEADER, care e un instrument de finanțare extrem de important pentru zonele rurale, comune și orașe, până în 20.000 de locuitori. El a fost creat de Uniunea Europeană în anul 1991 și este parte integrantă din Programele Naționale de Dezvoltare Rurală a statelor membre, oferind capacitatea de decizie a comunității locale asupra propriilor nevoi de dezvoltare. Acest program a fost implementat și în țara noastră cu perioada de finanțare 2007-2013, fiind gestionat de către Ministerul Agriculturii prin Autoritatea de Management. Condiția pentru accesarea acestui program are la bază capacitatea locală de asociere a UAT-urilor, agenților economici, societății civile, precum și a diferitelor entități publice sau private, naționale, regionale, județene, ce desfășoară activități în zona acoperită, într-un organism neguvernamental numit GAL, Grup de Acțiune Locală, în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare locală ce poate finanța proiecte adaptate specificului din teritoriul acoperit. La nivelul județului Bacău, în perioada specificată, adică 2007-2013, au fost selectate de către
autoritatea de management pentru acest program de finanțare, 5 galuri care au obținut o finanțare totală nerambursabilă de 11.396.281.000 euro, acoperind teritoriul a 61 de UAT-uri din județ. În noua perioadă de programare 2014-2020, prin măsura 19, LEADER, la nivelul județului Bacău au fost selectate 7 galuri care pot accesa o alocare financiară nerambursabilă de peste 18.830.000 euro. Prin adresele înregistrate la Consiliul Județean Bacău, asociațiile membre înaintează următoarele documente cu privire la cuantumul cotizațiilor pe anul 2019 și fiecare asociație gală, așa cum ați discutat și a dezbătut-o de altfel în comisiile de specialitate ale Consiliului Județean, sunt arătate hotărârile lor prin care se aprobă cuantumul cotizației de fiecare membru aferent pe 2019. În conformitate cu prevederile statutare, asociațiile mai sus indicate au ca scop principal susținerea inițiativelor care conduc la dezvoltarea regiunii și a zonei de acoperire de către parteneri prin implementarea strategiei pe care au aprobat-o la nivel local și care face parte din strategia dezvoltare durabilă a județului. Majoritatea obiectivelor galurilor se regăsesc în strategia noastră aprobată pe timpul de orizont 2009-2021, astfel că acceptarea inițiativei de a deveni membru asociat cu puteri depline și egale cu ceilalți membri nu face decât să vină în întâmpinarea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în strategia anterior menționată. Menționez de altfel că am avut o discuție încă de acum un an și jumătate cu reprezentanții galurilor de a veni în membru și de a sprijini inițiativa contribuind ca și cotizație pentru a întări puterea financiară a membrilor în grupurile de acțiune locală. Așadar, vă supun spre adoptare proiectul de hotărâre privind plata cotizației județului Bacău în calitate de membru către asociații legal Confluenții Moldave, Cetatea Tama Sidava, Valea Muntelui, Ulmus Montana, Colinile Tutovei, Plaiurile Bistriței. Practic, acoperim 6 din 7 galuri. Mai este un singur gal care n-a depus cerere, dar e mai mult pe județul Vrancea, cred că. Vrancea sau Vaslui, 2 sau 3 UAT-uri din județul Bacău. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă? O abținere. Da, este o abținere. Colegul nostru, Umbrărescu, face parte dintr-un gal, de aceea am văzut să vă uitați așa mirați. Da. Și e de înțeles. Referat de aprobat privind următorul punct al ordinii, neexercitarea dreptului de preemțiune de către județul Bacău pentru cumpărarea unui imobil, e vorba de monumentul istoric Moara de Apă Hazaparul, situat în localitatea Dărmănești, strada Morii. Direcția Județeană de Cultură a transmis, așa cum este procedura, o adresă înregistrată la Consiliul Județean, prin care ne înștiințează intenția de vânzare a imobilului monument istoric Moara de Apă din localitatea Dărmănești. Intenția de vânzare e formulată de Viorica Pădureanu și Hazapariu Mariana în calitate de proprietari, moștenitori, pentru care este intablat dreptul de proprietate în cartea funciară conform certificatul de moștenitor.
dar ca să fiu mai scurt, am să există intenția s-au și cumpărat deja? De pe 18 octombrie. Da, de pe 18 octombrie primăria Dărmănești, având termenul respectiv, a aprobat deja cumpărarea acestui imobil. Așa că nu rămâne decât să luăm la cunoștință și să respectăm doar procedura și să urmăm asta și să vă supun spre aprobare neexercitarea dreptului de preemțiune. Da? Deci neexercitarea dreptului de preemțiune de județul Bacău pentru cumpărarea acestui imobil. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. 16. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului pentru tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes local situate pe raza comunei Zemeș. Există o adresă înregistrată, o adresă a primarului comunei Zemeș înregistrată la Consiliul Județean, prin care solicită Consiliul de emiterea unui aviz pentru tarifele suplimentare. Serviciul Public Județean de Drumuri ne aduce la cunoștință că tarifele propuse de primarul din Zemeș în anexele 1 și 2 sunt la nivelul celor aprobate pentru anul 2009 și nu depășesc nivelul tarifelor pentru drumurile de interes județean. Așadar, vă supun spre aprobare proiectul privind emiterea avizului. Noi trebuie să dăm un aviz pentru tarifele suplimentare. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Nu sunt. Punctul 17. Este vorba de aprobarea indicatorilor tehnice economice pentru proiectul de finanțare din fonduri nerambursabile servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități din cadrul programului operațional regional 2014-2020. Noi avem două hotărâri date, una chiar în prima ședință din ianuarie 2018, prin care am aprobat prima dată indicatorii tehnico-economici, aferent proiectul, iar după aceea, în 28 iunie 2019, când am actualizat și am aprobat indicatorii tehnico-economici, ca urmare a aplicării prevederilor ordonanței 114/2018. Ulterior, conform procedurii de lucru, proiectele tehnice de execuție au fost avizate de către ADR Nord-Est, privind conformitatea tehnică, conform scrisorii din iulie 2019, pentru ambele obiective de investiție, cu recomandări privind modificarea procentului pentru recapitulația manoperei și a unor articole de deviz din listele de cantități. În cadrul procedurii de achiziție pentru execuția lucrurilor a fost solicitată o clarificare cu privire la omisiuni în conținutul listelor de cantități publicate deja în formularul 3 și au fost calculate doar pentru o singură locuință. Prin urmare, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, reprezentată aici de doamna director general Daniela Țățaru, a solicitat asocierii reprezentată de SECE Group Install, elaboratorul documentației tehnică, verificarea, revizuirea listelor de cantități prin aplicarea recomandărilor și solicitarea de clarificări mai sus menționate. Așadar, după aprobarea apărând schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale ale indicatorilor, aprobați sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației economice, studiu de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor dintre aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori. Pentru obiectivul, de fapt, s-au produs erori în proiectul tehnic la obiectul construire 4 locuințe protejate pentru persoane adulte, respectiv se impune corectarea erorii aritmetice din cadrul proiectului rezistență prin multiplicarea de 4 ori a cantității de lucrări în deviziile transmise anterior. Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a înaintat studiul de fezabilitate pentru acest obiectiv, construire 4 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în orașul Târgu Ocna și documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul reabilitare și modernizare clădirii existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități tot în orașul Târgu Ocna.
sunt prezentate valorile totale a investiției pentru construirea celor patru locuințe. Valoarea totală a investiției 4.782.110 lei, iar pentru reabilitarea și modernizarea clădirii existente pentru înființarea centrului de zi, valoarea totală a investiției 1.228.092 lei. Valoarea totală a proiectului de 6.010.202,82 lei. Vă supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice economice pentru proiectul cu finanțare din fonduri nerambursabile servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități. Dacă sunt intervenții. Dacă nu, vă supun spre adoptare. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineri, împotrivă, nu sunt. Doamna director, spor la treabă. Mă urmează să dați drumul la licitație. Da? Da, mai avem, da, și acest punct al ordinii de zi este legat de cel din dinainte, pentru că în baza indicatorilor tehnico-economice aprobați, va trebui modificată hotărârea Consiliului Județean, cea inițială, privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect. Și ia să vedem. Deci, spuneam că rezultă o valoare totală a proiectului de 6.010.202, inclusiv TVA, mai mult cu 1.000.000 față de valoarea aprobată în iulie 2019, care este prezentat în forma cerută și vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Județean 7/2018 privind aprobarea proiectului a cheltuielilor legate de proiect a acordului de parteneriat în vederea depunerii spre finanțare a proiectului intitulat Servicii comunitare pentru persoane adulte cu dizabilități, cu modificările și completările făcute până astăzi. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri. Împotrivă? Nu sunt. 19. Spitalul Județean de Urgență. E vorba de un contract de o convenție pentru emiterea avizului favorabil referitor la obiectul de investiții, reparații capitale, modernizare, dotare bloc operator, construire, scară exterioară și spații tehnice cu serviciu de telecomunicații speciale BACA. Deci noi am aprobat programul de investiții publice. În anexa la programul de investiții detaliere grupa C, la capitolul sănătate, fiind alocate sumele pentru lucrările de reparații capitale, modernizare, dotare, bloc operator, construire, scară exterioară și spații tehnice la Spitalul Județean de Urgență. De asemenea, am aprobat documentația tehnico-economică, faza de proiectare, documentația de avizare a lucrărilor încă din 2017, obținerea avizului favorabil de la STS presupune încheierea convenției în care județul Bacău, prin autoritatea deliberativă Consiliul Județean și Spitalul Județean de Urgență, în calitate de beneficiar, cu toate drepturile și obligații stipulate în cuprinsul acestea. Așadar, vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii cu Spitalul Județean de Urgență Bacău și cu serviciul de telecomunicații speciale a convenției pentru emiterea avizului favorabil referitor la acest obiect de investiții. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri, împotrivă, nu sunt. Raportul privind vizita unei delegații, l-aveți la mapă, doamna. Vreți să-l prezentați pe scurt? Da, l-are fiecare la mapă, nu? Mai degrabă lăsăm... Colegul nostru vrea să intervin la... Vă rog. Doamna Bogea, vă rog. Raportul aveți la mapă. Da, e clar, este ca să-l citesc. Aș vrea totuși să puntez câteva lucruri.
După cum cred că cei mai vechi știu, este prima vizită pe care niște reprezentanți ai Consiliului Județean o fac în Republica Moldova. A fost o vizită de suflet, dar în același timp a fost o vizită care, în conștiința multora dintre cei care au participat, a avut o schimbare. Pentru că am întâlnit acolo niște oameni extraordinari care au nevoie de ajutor. Au fost ajutați, probabil, în de-a lungul timpului, în de-a lungul guvernelor, de mulți. Dar pentru cei care veți fi în viitorul Consiliului Județean, pentru că mă gândesc că totuși în viitor va fi scurt, 6 luni de zile, dar pentru cei care veți fi membri în acest Consiliu Județean, aș vrea să aveți în vedere ca aceste vizite, ca acest ajutor material să continue. Am fost într-o locație care seamănă cu podul Turcului de atunci, din urmă, de, în urmă cu, să zicem, 10-15 ani, cum ar veni de 2 ori podul Turcului. Acesta este, așa arată reședința de raion, într-un raion de lângă granița cu Ucraina. O parte dintre dumneavoastră sunteți în relații apropiate cu liderii politici de la Bacău, indiferent de partidul din care faceți parte. Convingeți-i că pe lângă toate proiectele pe care trebuie să le facem pentru județul Bacău, e bine ca anual să alocăm o sumă de bani și pentru cei din Moldova. N-am zis pentru frații noștri, pentru că niciodată nu, prin gesturile pe care le-am făcut, eu cred că nu ne-am purtat ca niște frații. Oricum, noi care trăim astăzi, sau poate copiii noștri, nu vor fi prezenți la actul unirii, dar istoria se repetă. Deci unirea se va realiza. Probabil vor exista factori extern și intern și internațional care vor duce la acest act. Aceste ajutoare pe care le dăm noi anual ar fi niște pași pe care i-am făcut pentru frații noștri de interesă, colo de tot. Știu că trebuia să facem mai mult. Dar suntem fiecare conștienți că am venit după un sistem în care proprietatea a fost făcută țândă și atunci fiecare român nu s-a gândit decât să acumuleze cât mai mult. Să acumuleze. Dar ca să rămânem totuși o țară puternică și una de mâna a cincea, cum suntem acum tratați, avem nevoie de spațiu de acolo, avem nevoie de populația de acolo, condițiile scăderii natalității și avem nevoie ca cei care ne tratează asta, o țară de mâna a cincea, să fie impresionați de solidaritatea care ar putea exista între români. Eu am venit foarte macar de acolo. Din cauza asta am și ținut să fac aceste precizări. Raportul e sec, ca orice raport, dar ar fi ideal ca măcar nepoților noștri să apuce ca țara să fie mare, așa cum au făcut-o înaintea și noștri. Unii au murit pentru așa ceva. Da, mulțumesc. Sigur că mi-aș fi dorit și eu să fim cât mai mulți, dacă ar fi fost posibil să fim cu toții. Acolo am fost 14 în delegații, 14 consilieri județeni, din toate formațiunile politice, am fost foarte bine primiți, ne-au arătat obiectivele, ne-au arătat ce au făcut, ne-au arătat și acolo unde au solicitat sprijinul, ce pași au făcut cu eforturile lor, eforturile de la guvern și celelalte obiective peste tot, atât în unitățile de învățământ care le-am vizitat, atât în zona unităților de sănătate, cu consilierii din raion, consilierii raionali, cu aparatul de specialitate a Consiliului Raional,
sinceritatea, ospitalitatea moldovenească, dorința de a face, de a realiza, și așa cum spunea Angela, colega noastră, conștiința, că de fapt ăsta este, cred că, esența. O conștiință. Sunt mult mai, mi s-a părut, mult mai ancorați și mult mai, care știu să aprecieze adevăratele valori, tradițiile, rădăcinile neamului nostru românesc. Și aici știu cu o parte din colegii mei, când am intrat unitățile de învățământ la unitățile școlare, au rămas impresionați de citatele, de prezența atât în unități a personalităților din lumea culturală, a scriitorilor, a istoricilor, a filozofilor, a românilor noștri care au construit această frumoasă țară, care iată că străbunii noștri au luptat pentru unire, în acum 100 și ceva de ani au realizat-o, în mare parte și-au atins obiectivele, dar pentru o parte din ele încă trebuie să mai luptăm. Deci și noi facem parte această luptă continuă care trebuie să o ducem pentru a vedea într-adevăr întregită. Cu multe din probleme se confruntă cum ne confruntăm și noi, mă refer aici la natalitate, a prezentat mai înainte Angela, adică forța de muncă, copiii care pleacă la muncă în străinătate, de ce nu ar veni copiii aici, și am dezvoltat proiecte în care să vină să învețe aici, în România, să învețe aici, la Bacău, la școlile noastre, la universitățile noastre, și să-și găsească, pentru că noi traversăm astăzi o criză a forței de muncă, și să-și găsească locuri de muncă aici, cât mai aproape de casă, dacă nu se poate acolo. Impresionant, frumos și în același timp foarte determinați. Poate am venit și noi de acolo cu o anumită energie, mult mai încărcați. Și am apreciat asta, am apreciat primirea, am apreciat sinceritatea, am apreciat munca lor și determinarea lor în tot ceea ce face. Cu tradițiile, cu obiceiurile, cultura noastră strămoșească, și care suntem obligați, nu numai moral. Și cred că asta e cea mai bună unitate, cea mai bună unire pe care să o facem, acest parteneriat, această asociere prin care să ne regăsim și noi în fiecare obiectiv de investiții. Că nu suntem nici mai sărați, nici mai bogați, poate dimpotrivă, mai bogați, da, dacă contribuim și noi. Au nevoie de acest imbold, și moral, dar și financiar, în tot ceea ce fac. Și cred că ce am făcut în ultimii ani prin asocierea celor 4-5, cu cele 4-5 consilii raionale, acum ne-am oprit cumva la aceste 5, putem continua, dar am vrea să putem finanța sau împreună să găsim finanțări pe diferite proiecte, diferite obiective pentru fiecare raion în parte. Eu mulțumesc tuturor celor care au reușit și au fost prezenți acolo, și cei care nu au fost, sperăm să mai aveți ocazia până la sfârșitul mandatului să putem fi prezenți acolo prin ceea ce facem, nu neapărat fizic. Așa că toți poate ați fost și acolo, chiar dacă nu ați fost fizic prezenți, prin votul dumneavoastră, prin ceea ce am aprobat noi aici, prin ceea ce am susținut, și fiecare în parte. Că am văzut că fiecare în parte, poate nu chiar toți, dar fiecare am văzut că sunteți implicați în diferite proiecte, în susținerea activităților și implementarea proiectelor a fraților noștri de dincolo. Eu mă opresc aici, nu puteam trece așa doar pentru a prezenta un simplu raport la mapă. Cred că era bine și cred că am făcut-o de a menționa această întâlnire atât de mult așteptată de ei, nu de noi, atât de mult așteptată de ei, prezența. Da, domnul Marcu, imediat am spus că așa, deci n-am uitat. O să vă dăm, o să vă dăm cuvântul să prezentați problema. Vă rog, domnul Marcu.
Mulțumesc, doamnă președinte. Problema pe care vreau să ridic în fața dumneavoastră se referă la obiectivul starea de fixație în care funcționează serviciul de ambulanță județă. Sigur că acest serviciu este subordonat Ministerului Sănătății. Am semnale că zile trecute, săptămâna trecută, televiziunea TV a început să facă un reportaj pentru România pe Vest și sigur că intrând pe istoric, constat că Consiliul Județean, în această idee, a aprobat o hotărâre din Consiliul Județean în martie 2015, prin care s-a aprobat asocierea județului nostru cu municipiul Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a unor obiective. Și noi am propus construirea de spații necesare funcționării în loc, serviciul de ambulanță județean Bacău, a unui dispecerat unic integrat și a centrului județean de coordonare și intervenția județului. Problema este că, din 2013, este păcat să nu reactivăm acest proiect, această hotărâre, pentru că aici văd în această hotărâre care a fost judecată că municipiul Bacău s-a angajat să întocmească documentația, vorbind de un studiu de fezabilitate a acestui obiectiv. Sigur că au urmat să constituie un grup de lucru, un reprezentat de la Consiliul Județean, de la Primăria, de la ISU. Lucrul ăsta, nu știu ce măsură, s-a demarat. Rugămintea ar fi să facem demersurile necesare, să vedem care este statul derulării acestui proiect, acestei asocieri, pentru că noi nu putem demara mai departe. Acest contract de asociere va fi, așa este menționat și în hotărârea de Consiliului 45, va fi supus aprobării Consiliului de Țean în momentul în care Primăria va compromite acest studiu de stabilitate. Și atunci, haideți să venim și să explicăm opinii și locuitorilor județului Bacău că Consiliul Județean Bacău are un proiect în acest sens. Din câte am documentat, am înțeles că terenul este în incinta ISU Bacău, este alocat, corespunde ca și suprafață și dispunere, dar mai departe trebuie să respectăm anumite pași. Da, am reluat să completez un pic ceea ce ați spus dumneavoastră. Nu am stat chiar de acum 2 ani, am avut o discuție la nivelul prefecturii, pentru că o parte din unitățile pe care le-ați menționat, serviciul de ambulanță, ISU, sunt în subordinea ministerilor de resort și țin de o discuție cu reprezentantul guvernului în teritoriu, prefectul. Cu domnul prefect am avut o întâlnire cu toți reprezentanții, inclusiv de la primărie. Cert este că, într-adevăr, terenul există, asta este foarte important, iar acel proiect demarat atunci, el trebuie actualizat. Pentru că toate acele tipuri de servicii și asta dorim, deci cu toții dorim să existe un dispecerat unic, integrat, în care toate aceste instituții să regăsească și să aibă spațiu aferent, dar trebuie circuitul. Fiecare are standarde de calitate, fiecare are legislația, s-a modificat de atunci, trebuie actualizat. S-a constituit pentru aceasta un grup de lucru prin ordin al prefectului, în care se întâlnesc periodic și lucrează pentru actualizarea, să zicem, a documentației necesare, a ceea ce dorim să facem acolo, după care, împreună cu Consiliul Local, Consiliul Județean, să vedem ce să trecem la treabă și să găsim sursa de finanțare, să vedem la ce valoare se ridică și sursa să începem, sigur că da. Deci e demarat din cadrul Consiliului Județean, chiar de la Direcția de Investiții, doamna director Gireadă face parte din acest grup de lucru. Deci oricum, în momentul în care avem datele suficiente sau cât mai complete, vom veni în fața dumneavoastră
și vom trece la următoarea etapă. Și eu, ca și dumneavoastră, așa cum își doresc toți locuitorii, vrem să urgentăm cumva acest proiect destul de important pentru viața comunității, în care să aducem toate aceste instituții la un loc, să existe acest dispecerat unic, parcurgând, sigur, toate etapele de dinainte, pentru ca să știm exact ce avem de făcut. Da? Mulțumesc. Dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, vă mulțumesc. O zi bună.